Ministrul Muncii s-a aflat miercuri 7 septembrie la Câmpul Lung. Marius Budea a participat la Firul Borangicului, un eveniment organizat la Vila Golescu din Câmpul Lung, de către Consiliul Județean Argeș prin Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, în parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio. Mă bucur foarte mult să văd tot mai mulți copii îmbrăcați în straie populare, straie, așa le spunem noi la Moldova, și tot mai mulți copii practicând dansul popular. Și asta este un lucru foarte bun. Cred că amploarea târgurilor meșteșugărești, pentru că ar trebui de aici încolo să organizăm și târguri meșteșugărești, cred că ar putea readuce în atenția noastră, și mai ales în atenția copiilor și a tinerilor, aceste lucruri. Pentru că începem ușor, ușor, ca la târgurile meșteșugărești să nu mai vedem chinezării, să vedem chiar lucruri făcute de mâna copiilor, de mâna bunicilor, nepoților. Cred că avem nevoie de o reglementare separată aici, pentru a încuraja, în primul rând, nu neapărat munca după acasă, nu intrăm în acel discurs de după pandemie, că am lucrat de acasă, vreau să evit acest lucru, dar meșteșugul se face de acasă. Și cred că avem nevoie de o reglementare aici și vă asigur că mă veți avea parteneri. Alături de ministru au mai fost prezenți Cristian Lazăr, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura Oprescu, Ligia Fulga, membru în Comisia Națională a Muzeelor, Ana Maria Cătăuță, președintele Comisiei Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, și Doina Banciu, vicepreședinte Academia Oamenilor de Știință din România. Evenimentul este dedicat maramei de mușcel, element vestimentar din portul popular românesc. Consider că întâlnirea noastră de astăzi este ca o mărturisire și ca un testament. Mărturisirea este legată de identitatea noastră, de cine suntem noi, cu fiecare celulă a ființei noastre, cu tot ceea ce ne-au dat moșii și strămoșii noștri, istoria, tradiția, cultura, dar portul popular românesc, bine cunoscut, portul mușcelean, cel care reprezintă un element de identitate pe care fiecare dintre noi îl cunoaștem și ne dorim să-l ducem mai departe. Astăzi este despre marama mușceleană. Astăzi este despre fiecare dintre femeile de la marama mușceleană care au scris poveștile de la naștere, de viață, de dor, de moarte, dorurile ale anului, au scris istoria noastră cu acul, cu migală, cu răbdare, punând din viața dânselor în istoria scrisă pe straiele noastre populare, pe iile, pe cămășile bărbătești, pe marame, pe fiecare dintre elementele de port popular atât de speciale pe care noi le avem aici. Unul dintre organizatorii acestui eveniment, care aduce în prim plan marama mușceleană ca obiect de patrimoniu, a fost și Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești. Acest eveniment s-a născut din dorința și din nevoia comunității din Mușcel de a-și pune în valoare cele mai frumoase lucruri. Locurile, oamenii și lucrurile extraordinare pe care oamenii de aici le-au făcut de-a lungul timpului și pe care continuă să le facă. Prezența dumneavoastră numeroasă dovedește că în Mușcel tradiția trăiește. Și trăiește datorită multora care întotdeauna au păstrat în suflet, în primul rând, ce au avut ei mai drag. Credința și legătura cu locul. Cu această ocazie, Cooperativa Meșteșugărească Marama Mușceleană aniversează 50 de ani de activitate neîntreruptă. Pentru mine personal este o bucurie imensă.
căci după peste 40 de ani de activitate, economist fiind de profesie, în domeniul artei populare și artizanatului, astăzi pot să spun câteva cuvinte despre povestea noastră, a Maramei Mușceleană, povestea trecută, prezentă și poate chiar viitoare. Dar în același timp este o onoare deosebită pentru Marama Mușceleană, pentru cooperativa Marama Mușceleană, căci astăzi am din nou ocazia de a mulțumi din toată inima sutelor noastre de lucrătoare, poate chiar peste 1000 într-o anumită perioadă, din toată zonele Mușcelului, care au ales să fie alături de noi. Evenimentul care a marcat o jumătate de secol de activitate a cooperativei meșteșugărești Marama Mușceleană s-a încheiat cu un spectacol folcloric.